Bună ziua! Spun unii oameni, fii tu însuți. Și eu cred că e o idee foarte bună, să fim noi înșine. Acum, ce se întâmplă? Uneori nu ne place de noi înșine și vedem la alții ceva care ne place și zicem, parcă aș vrea și eu să fiu ca persoana aceea. Dar ar putea să ne gândim la noi când eram copii, la vârsta de 4 ani, de 6 ani, de 8 ani. Nu cumva ne plăcea de noi atunci totuși, la vârsta aia, la 10 ani, nu știu. Ne plăcea de noi la vârsta aceea sau nu? Pentru că după aceea, înaintând în vârstă, deodată probabil că nu ne-a mai plăcut de noi. Ne-am modificat parțial, dar vedeți, eu cred că ne-am și rușinat de noi înșine. Că a râs cineva de noi, că nu știu ce. Acum, noi nu trebuie să ne luăm după alții. Dacă cineva râde de noi, nouă ne place de acea persoană care râde de noi. Că se mai întâmplă, unele persoane râd de noi, nu știu ce. Nu suntem toți la fel. Unii oameni sunt cam nesimțiți. Dar asta nu înseamnă că sunt neapărat răi pentru că sunt nesimțiți, sau nu înseamnă neapărat că și-au propus să ne schimbe. Acele persoane nu și-au propus neapărat să ne schimbe, pur și simplu lor nu le place de noi, dar nici nouă nu ne place de ei. Ideea e să teoretic, sau poate și practic, eu zic că și practic, e bine să menținem distanța față de persoanele cu care nu ne înțelegem bine, ca să nu apară astfel de lucruri. Ei să râdă de noi, noi să ne supărăm, eventual să ne luăm și la bătaie. De ce să ne apropiem de toată lumea așa? E bine să stăm cu persoanele cu care ne înțelegem bine și cam atâta. Și nu e bine să ne rușinăm de noi, e bine să fim noi înșine, pentru că așa vom fi fericiți, fiind noi înșine, cu prietenii cu care ne potrivim, înțelegându-ne în același timp bine cu familia noastră. Normal că familia noastră ni se potrivește, părinții ni se potrivesc, dacă avem frați, surori, ni se potrivesc. Normal că ni se potrivesc, chiar ni se potrivesc mai mult decât prietenii. Familia ni se potrivește de obicei, în cele mai multe cazuri, mai mult decât prietenii, sau poate mereu. Eu cred că mereu familia se potrivește mai mult decât ni se potrivesc prietenii. Așa că e bine să fim un pic puternici și să ne iubim pe noi înșine așa cum suntem și să nu mai ne rușinăm de noi înșine. Și într-adevăr, poate e nevoie să ne întoarcem cât de cât la copilărie, la felul în care eram atunci, că atunci ne plăceam de nouă înșine. Eu așa cred că este. Și chiar dacă ne mai modificăm un pic ca să ne mai înțelegem cu unii cu alții, nu e bine să ne modificăm pe noi înșine mult. Da, bine, să aveți o zi bună.